Varat čia vėl prieš dėl. Jie atašo čia į biofetilį. Jie atašo tą tikų nuostro. Mankam mane į vidurūkšį, ponė pornim. Čia ardai čia va. Dar didžiai jau prit. Sunteiți pregătiți? Fetilor, sunteți gata de surpriză? Da! Vă așteaptă deja surpriza afară, dar trebuie să îmbrăcăm măștile pe ochișori ca să nu o vedeți deodată și nu ridicați până nu zic eu, bine? Da! Coborâm, achet cu grijă, așa, aveți încă două trepte, gata, acum puteți să scoateți măștile! Acolo e volan. Aici este o masă. Aici o masă unde vom putea și să mâncăm, pentru că scaunele se întorc. Aici este chiuveta, aragazul unde vom putea să pregătim mâncarea. Acolo este frigiderul. Aici o ușă. Aici e micuță baie. Da, și se face în duș. Cum aici? Iată, uitați-vă, apeși pe aceasta. Așa. Și se preface, se transformă în cabina de duș. Aici facem băita. După aceea vinem înapoi. Eu nici nu așteptam ca să vinți cu așa de mare surpriză. Așa, aici avem frigiderul. Și aici avem un pat mare, ce care se deschide așa, se prelungește și se face un pat mare. Un pat întreg așa. Da. Aici sunt scări și da, avem și scăriță, dar ceva. Dar noi acolo putem să punem lucrurile noastre care noi am vrut să le pregătim. Da, super, vă place. Face. Aici mai este încă un pat. Se coboară. Și puteți să dormiți sau aici, sau acolo. Eu acolo. Dar eu nici nu știu! Da, și aici sunt niște chestii, e ca așa, niște plase, care se agață frumos, ca să nu cădeți jos noaptea. Superb, așa? Da! Deci, fiitor, acum a rămas să punem toate bagajele în mașină, să mâncăm încă un pic înainte de drum și să ne pornim. Să înceapă distracția! Aranjăm hăinuțele, avem aici un dulap foarte adânc, așa că o să încapă toate hăinuțele noastre și nu o să avem nevoie de valiză. Noi ne gândeam că o să o folosim, dar super! Ripule, adu următoarele bagaje. Ok. Ce gospodină are mamica! Patul e foarte mare, noi încăpem și toți patru! Dar ca să fie mai comod, sunt două. Veți acolo zărbiți atunci, da? Da, că vă și așa de super. Dar și acolo e interesant. Aici avem un port bagaj mare, unde punem toate lucrurile care nu trebuie să stea acolo în interior. Acolo avem scaune și masă pentru camping. Am luat și căță mică aici de... Mai atent aici, bă? Mai groasă, pentru că dacă ajungem la munte să nu fie frig. Dar noi unde suntem? România. În România? Da. Aici avem. O să le pun tot acolo, da? Da. Camera o să luăm în urmă. Da. Jocuri acolo avem. Aici scurte. A, scurte mai groasă. Palton, palton. Hai să vă aduc interior. Ce ai luat acolo? Noi avem aici cuscuse de la prinsă și aici multe deseni și noi avem marte și acolo avem cuscuse. Și vom colora pe drum. Aici e bucătărie, zona mea. Am aranjat puțin lucrurile cum au încăput. Iată așa. Așa, aici
Jos. Am așa ceva. Avem fructe care acolo le-am pus și apă. Întărim ca să nu se deschidă când merge autorolul, da? Fac aici ordine, aranjez așa. Ce ți-a ajut, mami? Vă arăt ce avem în frigider. Aici avem congelatorul. Apropo, și avem depus acolo ceva congelator. Și aici în frigider noi că e foarte mult loc liber, n-a prea mult, pentru că doar pe 3 zile îmi ducem. Avem lapte, suc, lactate, ouă, carne, legume, salamuri, brânză. Iată așa. Și ultimile lucruri. Aveam să uităm pelimelile voastre preparate în congelator. Oh, ce drăguț! Am verificat. Apropo, avem și înghețată din congelator. Wow. Am verificat ce mai trebuie și am luat cât că totul. Poți eu oglindă-ți. Dar îmi dați voie să intru? Da. Haideți, stați în voie. Spațiu mic, așa că ne limităm. Dar oricum e mai mare decât o mașină. Mai mare, sigur. E fain, este provocare pentru noi, prima dată. Mâncăm înainte de drum și până ne pornim. Da. De plăcințică. Tu ai cu carne plăcintă. Mm-hmm. Dar la tu? Mine cu brânză și cu cartofi. Da. La mine până mă întâlnesc cu brânză. Și eu cu carne. Deci, da. Sunteți pregătiți? Da! Da! Acolo ce faceți voi? Lecțiile. O să încearcă petele dacă pot din mers să facă lecțiile, adică niște teste. Da? Da. Ok, ne rugăm și ne pornim la drum. Dumnezeu să fie cu noi, să avem un timp frumos. Încurajați-ne cu like-uri, dați-ne like-uri, noi ne stăruim să filmăm totul pentru voi. Dar de ce am oprit? Da. Tătico a plecat să-și cumpere o cafea. La voi temele cum? Super! Mie îmi place ție plăcintă ce sapte. Wow! Dar ce e zbună? Mie îmi place cifra 4. Iar mie, de exemplu, îmi place cifra 7 și 9. Dar vouă ce cifre vă plac? Scrieți în comentarii. Iată și tăticul nostru. Eu fără o cafea la drum nu știu cum, adică... Ce aer curat vine de afară. Ce-mi place aici? Eu sunt tare bucuroasă! Sergiu, cum e experiența? Foarte tare! Tare îmi place, tare! Te descurci de minune, bravo! Mulțumesc! Afară e un timp minunat! Noi deja ne-am pus aici navigatorul. Ne îndreptăm spre primul camping! Și măcar că e toamna târziu, uitați-vă ce iarbă verde! Frumos! Foarte! Eu am flămânzit puțin, adică mai bine zis, vreau ceva dulceșor. Și mi-am zis că în frigider am acolo înghețata mea preferată, așa că vreau din mers să mă scol sper la frigider, să văd cum o să reușesc. Mă scot centura. Sper că nu o să pipăie, nu? Nu! Ceva e! Iubirea, tu mai ai încă lecție? Mai ai încă? Da, încă. Melissa deja a terminat sau n-a terminat, Melissa? Nu. A, e posibil, a obosit, a venit să se culce. Cu mami? E comod? Da. Da? Da. Aici două geamuri, poți să te uiți la privire și de afară, dacă vrea. E soare. E soare, da. Să deschidem congelatorul. Mai vrei ceva înghețată? Ok, dar scos tot. Nu vrei? A tipul, tu vrei înghețată? Da! Îți dau înghețata mea? Nu, înghețată. Nu, de ce? Pentru că eu vreau ca tu să savurezi plăcerea înghețatei. Să o mănânci tu. Apropo, înghețata preferată de mine este aceasta de la Magnum, anume cu zmeură, cu dublu zmeură. Și pentru că deja e rece afară, ea nu vrea să aduce prin magazine și mai greu o găsim. Deci este ce vrea să-mi lase mie. Apropo, am de aceasta cutie. Pe timpuriu. Pentru că e pădure, dar e foarte bună. Nu vrea să aduc. Nu? Pe timpuriu, tu ai spus de să-l luăm pe amă, bine? Da, ok.
s-au aprins gunoiul sau apă ceva. O, nu trebuie pe camera, dar cerul e așa de frumos. Să vă arăt ce noi am desenat. Iată să am elefant, că le-am desenat. Dar eu, Papuș și Cășinălița, acum desenează un cer. Dar eu mă gândesc să desenez altceva. Ce căsuță aveți voi aici! Da. Vă place? Da. Parcă sunteți într-o căsuță. Da, noi ne jucăm aici cu păpușelile. Eu am îmbrăcat-o într-o pijama. Eu am făcut singură pijama-o. Așa, fructele. Am făcut un popas ca să luăm cina și apoi mergem mai departe. E gata. De care ceai vreți? Spring Melody, adică cafeniu. Așa. Cafeniu. Păi dacă el e cafeniu, știi ca și semaforul. E galben, dar el pe viu arată portocaliu, nu? Da. Ia uite-te ce e. Câini avem noi. Pentru adevărați youtuberi. Așa. Youtuber câini cu YouTube. Eu sunt pitechită. Puneți mie ceai. Se aud mașinile cum merg, nu sunt chiar lângă drum. Se aud. Iată așa, ceai beau fetele. Stop. Apa e fierbinte, fierbinte și ca să sărșească mereu, ne punem, turnăm apă plată, rece. Cine dintre voi face la fel? Își răcește ceaiul cu apă rece plată? Scrieți în comentarii. Acolo e patul nostru și noi acolo să dormim! Da! Iuhuu! Abonați! Vă iubim! Vă iubesc! Mă trebuie hrană, mami! Vă iubesc! Și voi abonați! Da? Da! Dar ce ca să abonați, nu iubești? Da, dacă se abonați, eu iubesc! Ciupici, lasă-i jos! Eu tot sunt gata să zbor! Ei? Plac! Jasmina! Te-ai făcut mai grea! Cu vreo 8 ani urmei remeșoar! Și aici încă mai este... Vom pune în copac și ca să nu cădeți noapte jos! Da. Ce, deja v-a pun plasa și v-a culcat? Da! Vreți să ne jucăm într-un joc? Da! Da? E bine aici? Da! Faceți nani aici? Da! Noaptea aceasta! Ok! Mută-ți pionul pe primul câmp al cozii! Așa, al meu este verde, de aici îl mut pe primul! Iată așa! Cum se numește jocul nostru? Stai la coadă! Stai la coadă! Eu nu vreau să stau la coadă. Hai ce un câine! Eu vreau să fiu prima! Gata, noi ne culcăm! Prima noastră noapte în autorulotă! Da! Așa, facem plasa și fetele sunt gata să dormă. Noapte bună! Noapte bună! Noapte bună, prieteni! Noapte bună! Să nu uitați like-uri! Ciup și te-ai pa, pa! Pa, pa!